După un număr de 5 dezbateri publice pe tema bugetului local al orașului Mioveni pe anul 2016, unde cetățenii au putut să vină cu propuneri la proiectul ce urma să fie supus votului. Consilierii locali au aprobat în ședința extraordinară din data de 4 februarie bugetul Mioveniului pe anul acesta. Este în jur de 20 de milioane de euro. Toate obiectivele sunt foarte importante, dar totuși există o ordine. În primul rând, finalizarea lucrărilor începute în anul 2015, cum ar fi clădirea multifuncțională, parcările care sunt începute și alte lucrări și servicii. Pentru anul 2016 se are în vedere, în primul rând, construirea Spitalului Orășenesc Sfântul Spiridon Mioveni, continuarea lucrărilor începute în anii anteriori, dar și alte obiective de interes public, precum învățământul, sănătatea și toate serviciile către populație. În 2016... cel mai important este spitalul, sau de la Racovița, dar bineînțeles că nu am uitat în învățământul, nu am uitat sănătatea, nu am uitat serviciile publice către populație, nu am uitat creșele, grădinițele. Deci, într-un cuvânt, vom rămâne ca și funcționare la parametrii anului 2015, iar 52% din totalul bugetului anului 2015 va merge în partea de investiții. Probabil că spre finalul anului, pentru a ne încadra în graficul de plăți al spitalului, orașul Mioveni va face un împrumut. Am spus în a doua parte, pentru că știți că în acest an sunt alegerile, echipa care va fi din iunie 2016, în mandatul de 4 ani până în 2020, probabil că dacă nu va găsi și alte surse de finanțare, va apela la acest împrumut.